Acum o să începem, deci pas cu pas, o să înțelegeți legăturile numai la sfârșit. Poate câteodată o să vi se pare că nu există o legătură în mod aparent între de toate temele care trebuie să fie într-o colegate cu ele. Cum se luminează apa? Deci trebuie să începem cu apa, pentru că fără apă nu există viață. Și nu numai să știți cum s-a demonstrat memoria apei și cine au fost cei mari cercetători memoria apei, chiar din România, chiar pionieri adevărați, o să aveți o mare surpriză în legătură cu memoria apei vis-a-vis de anumiți savanți români care au origine în Oltenia. Deci, de mai mult de 50 de ani, deci o undă acustică s-a demonstrat acum mai mult de 50 de ani, o undă acustică de 10 kHz prin apă normală, sonarii provoacă o zonă de depresiune de care molecule de apă tind să se depărteze. Așa se urmează o cavitate sferică sau de bulă de gol după un fenomen cunoscut ca cavitate acustică. Atunci bula se prăbușește în ea, însă și într-o milionime de secundă trimițim molecule una împotriva cealaltă cu mare putere. În timpul acestei coliziuni și din motive neclare, că molecule de apă emit o lumină albastră sau violetă asemănătoare cu cea emisă de un laser, în domeniul de frecvență de la albastru către violet. Asta este fenomenul de sonoluminescență, descoperit de, avem în stat oameni care știu, de Gogu Constantinescu, care a fost un mare savant român, care a lucrat și cu Panda la Bristol și considerat părintele sonicității. El a descoperit în primul război la tragerea prin elice, prin centrul elice la avioane, a descoperit și transportul în vid, care era o chestie foarte interesantă și a fost exponată și în România. Și el este, de fapt, omul care a descoperit schimbătorul automat de viteză a toate mașinile de pe planetă și întrebă cineva și zice, nu știm cine a descoperit schimbătorul automat. Deci acest fenomen este foarte important, pentru că cu această frecvență de 10.000 de Hz cu care s-a realizat fenomenul de sonoluminescență, noi putem, prin aparatul care îl deținem, să avem și programul instalat, cu 10.000 de Hz în 10 minute, se face așa zise repolarizarea celulelor. Pentru că noi suntem ființă de lumină, o să vedeți mai târziu ce înseamnă. Și asta este foarte important, pentru că în momentul în care ai creat repolarizarea, care înseamnă ca toate celulele să aibă între minus 70 și minus 90 de milivolt. Asta este potențialul de membrană în celulele corpului uman. Bine, aici sunt simptome care poate să treacă, nu se face o terapie pe cauză, se face în confuzie, dar oricum, cine are dureri sau cine are absurd sau în cazul de traumatisme, și mai departe, crampe și gârcei, normal că terapia îți ajută în momentul respectiv până când găsești cauza și până faci partea a doua de terapie. În problema luminii, că normal și fără lumină nu există viață, deci, practic, noi avem corpurile subtile din aură, dar vis-a-vis de corpul fizic care are miliarde și miliarde de atomi, trebuie să fie un raport de un miliard de fotoni pe un nucleu de atom, nu de celulă umană. Deci vă dați seama câtă lumină trebuie să avem ca să putem să menținem în picioare toate funcțiile respective, care nu le putem vedea și nu le putem înțelege decât cu ochiul minții, printr-o activitate spirituală deosebită, nu prin rațional. Corpul fizic, corpul eteric, astral, mental și corpul causal, este că din cartea de medicină vibrațională, care vorbește în limba română, Richard Gerber, e o carte foarte importantă pentru toată lumea. N-are importanță că ești medic sau nu ești medic. E o carte fundamentală pentru cei care sunt interesați despre tainele vieții. Aici avem pe Roberto Giacobbo, care este un divulgator științific cel mai bun în Italia, care a luat interviu la Parisul lui Montagnier, la sediul UNESCO, pe UNESCO, pentru demonstrarea teletransportului ADN-ului din memoria apei. Acum o să vă explic ce înseamnă. Pentru că memoria apei, vă știți, aici în România, s-a discutat de Moto Mazaru, s-au publicat cărți, dar nu era o demonstrație directă. Erau numai cristalizări de forme geometrice care reprezentau o modificare în microclase de apă. Aici este o lucrare formidabilă, în sensul că într-o soluție diluată de filament de cod genetic de ADN,
care a primit informația normală de la un atener real materialistic, se transmit, bine, asta este numai desen, pentru că transmiterea se făcea prin niște bobine cu send-receiver, ca să poată să transmită wireless, fără niciun fel de comunicare prin cablu, informațiile, spectrul de vibrational finger, prin amprentă vibrațională tridimensională a ADN-ului, care mergea mai departe să treacă la nivelul unui recipient, unde erau aminoacizii fundamentali, baze purinice și primice, care sunt cărămizele ADN-ului. Deci ele erau dispersate într-un caos. Primind această informație, între 16 și 18 ore, deci nu 16 minute, toate aceste cărămizi ale ADN-ului s-au aranjat la nivel tridimensional și au recreat ADN-ul original de unde a plecat transportul către memoria apei. Deci din memoria apei, unde s-a memorizat un ADN, a trecut informația și s-a realizat restructurarea, reclădirea din cărămiz, a structurii originale. Asta a făcut pentru prima dată după ce a luat primul Nobel în Montaigne, a făcut-o la Shanghai, deci cu chinezii a putut să o facă rapid, a demonstrat-o în Germania, după aia în Franța, ei spun în anumite cărți că și în Italia, nu știu exact unde, mă imaginez că la Milano, la un spital, și la Sacco, țin secret, nu pot să zic. Și după aia state uite, deci astăzi cine nu mai crede în memoria apei, nu e bine, pentru că nu are cum să înțeleagă că toate aceste științe de biotehnologie au, datorită frecvențelor, posibilitatea prin memoria apei să transmită informația la celulele, la organe și să producă o metamorfoză în cazul bolilor, pentru că urzând frecvențe respective, normal că corpul primește și lucrează. Probleme medicinei clasice care este încă ancorată în ideile secolului XIX se pot rezuma astfel. Gândire simplă legată de substanțe, neobservarea câmpurilor de interacțiune. Gândire tridimensională, neobservarea transdimensiunilor. Gândire materialistă, neobservarea straturilor de natură înaltă, superioară a ființei. Aici este o imagine destul de simplă pentru crearea unei holograme, în sensul că prin două lasere se creează informația pe o lastă fotografică. Informația normală pe lastă holografică este, uitați-vă cum este aici, asta e informația care pune de la hologramă. La orice negativ de fotografie normală, cu lumina care o cunoaștem, dacă nu e laser, avem negativul, avem imaginea. Și după aceea se transformă prin fotografie în pozitiv. Aici, din orice punct, a negativului, dacă de oriunde ai luat un segment și proiectezi un laser prin segment, se creează holograma mărului, că despre măr e vorba, în sensul că ăsta a fost fotografiat prin lasere, ca să se creeze o hologramă, adică o proiecție a mărului la nivel tridimensional. M-am înțeles, nu? Așa. În momentul în care la noi în țară, Dumitrescu, care a participat, eu l-am cunoscut, avem în sală și alții care au participat și fericit, în 1977, cu Hadoveceanu Micu, atunci lucra la Bacon, s-a făcut un congres foarte mare mondial, congres mondial de acupunctură științifică și tehnologie aplicate, în toată lumea. Dumitrescu a fost în sală și a spart pe toți cu această imagine, pentru că el a avut prima idee ca să facă într-o electrografie chilene la specialitatea noastră cu care aici fim, să facă o găurică într-o frunză și în electrografie, vedeți aici, se vede aici, până aici e nivelul materialistic, adică înțelegeți, vizibil la ochiul uman. Prin electrografie se vede aura frunzei, dar în momentul în care a făcut o gaură, un orificiu să zicem, automat se vede în jurul orificiului proiecția totală a întregului. Deci vă dați seama, și la plan de peste tot, există sistemul holografic de existență și de transmitere a informației într-un tot unitar. Obținerea imaginilor creierilor și a țesuturilor moi ale corpului cu ajutorul aparatului de vizualizare prin rezonanță magnetică constă de fapt în urmărirea apei, care se strecoară prin diferite crăpături și unghiere. Pentru asta trebuie să găsim nucleele moleculelor de apă răspândite prin creier. Câmpul magnetic aplicat în timpul RMN-ului, rezonanță magnetică nucleară, asupra nucleelor de hidrogen,
în fiecare se găsește un singur proton. În general, protonii se învârt prin mișcări specifice, cum ar fi cele de revoluție, când cu magnetii determină accelerarea mișcării rotative a protonilor. Protonii frânează și rămân radiază când influența câmpului magnetic se întrerupe. Walter Schenker era medic și fizician și inginer care a fost cel mai important personaj pentru crearea rezonanței magnetice nucleare actuale, asta modernă ultima, a descoperit că această radiață conține informații de undă codificată, specifică corpului de care aparține și care este utilizată de către aparat pentru reconstruirea imaginii tridimensionale a corpului. Transformarea informației în imagine optică se este mulțumită transformării lui Fourier. Asta e dintr-o carte care o găsiți în limba română. Câmpul în căutarea forței secrete care mișcă universul al lui McTaggart. Hologramă cuantică. Memoria este holografică. Memoria pe termen scurt și lung nu stă în creier, ci în punctul zero. Această idee a fost urmată de către descoperirea lui Walter Schemm legată de memoria cuantică. Walter Schemm a demonstrat că hologramele cuantice sunt coerente între pătrunse reciproc și transportă informații non-locale despre lucrurile și evenimentele care au produs undele de care au fost generate. În plus, el a demonstrat că imaginile cerebrale sunt faze conjugate. Susținând teoria creierului holonomic de Carl Brilliant, Schemm a afirmat: condițiile care fac posibilă holograma cuantică sunt ideale pentru ipoteza că creierul funcționează precis datorită hologramei cuantice. Aici o să vedeți niște registrări al Alex Gray, are și un muzeu lângă New York, cu toate aceste imagini superbe, care o să înțelegeți că e vorba de... Deci ideea este că de fecundația, nu? Și în permanență cum se ajunge la la făt. Acum vedeți că e o femeie gravidă și se vede aici exact fătul în anumită lume. Mai departe, toți am fost în faza asta pe planetă, dar nu ne aducem aminte, nu? Toți am fost în curtea mamei și toți venim pe lume de la femeie. Deci aici este viziunea lui la nivel subtil, la câmpură și a interferențelor energiilor în timpul nașterii. Aici este un sistem care arată toate interrelațiile cu spiritul, cu intuiția, cu inspirația și cu intenția de a crea un tablou. Aici este un călător și cu viziunea aurii lui. Iar aici este diferența între ceea ce e viu, nu? Care are aura în permanență, și scheletul care nu are aură, că nu poate pentru că a plecat dincolo. Cum spune câmpul văzut ca energia iubirii. Este o noapte tenebroasă pe care sufletul trebuie să o treacă pentru a ajunge la lumina divină. Femeia este rata luminii divine, nu ființa pe care dorim să o transpune în obiect. Am putea spune că este creatoarea și nu doar o creatură. Rumi este creatorul acestui curent islamic care este lăudat de toate personalitățile spirituale lumii, care se numește Sufi. Deci Sufi sunt cu bază la Daconia, Turcia, dar se practică filozofia Sufi și în Statele Unite și în Israel. Moartea nu stinge lumina, stinge lampa pentru că zori zile au sosit. Asta este o expresie a lui Leonard Tagore pe un nobel poet dramaturg. Anatomia corpului subtil morfologic. Cimatica reprezintă o teorie a cetorului vețean al genii care încearcă să demonstreze un efect morfogenetic a undelor sonore. Numele de cimatică creat de același al genii este derivat din grecul chimatica, care înseamnă studiu referitor la unde, de la chima, care înseamnă undă. Genii și-a dat seama că atunci când erau pronunțate vocalele vechilor limbi ebraică și sanscrită, nisipul la forma simbolurilor grafice ale vocalelor pronunțate. Alfabetul de simetrie și de formă de undă, sacră, coerență, conștiință și tal. Una din cele mai mari cunoștințe științifice imaginabile ar fi descoperirea unei relații explicite între alfabete de formă de undă, a teoriei cuantice și anumite stări ale conștiinței umane. Poate că acest raționament este chiar acela citat în textul biblic al lui Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Reformând, am putea spune lejer, la început era cuvântul și prin cuvânt a apărut sunetul și prin sunet a apărut forma. Sau ca să fim mai preciși, la început era cuvântul și cuvântul era cu ADN-ul și cuvântul era ADN-ul. Aici sunt, de la Imoto Mazar, aveți și în limba română cărțile, sunt proiecții anumitor forme create cu anumite frecvențe în memoria apei, se văd cristalizările respective. Aici se vede diferența
între care nu știu dacă toată lumea se ocupă muzica actuală. Deci, practic, toate sunetele la mari compozitori clasici, instrumentele erau, lau era pe 432 de Hz, unde era o simetrie și o rezonanță specifică prin legea treimii cu toate corpurile subtile. Din momentul în care în Londra, 1957, au dat ordin să fie 440 de Hz, se creează o mare tulburare. Deci, practic, nu este o muzică cu toate armonicile ca să creeze armonie și în corpurile subtile, numai pentru corpul fizic. Asta e cartea din care am luat imaginea Revoluțiunea Muzicală 432 de Hz. Așa. Muzicianul și fizicianul german Enes Kanter a observat secolul au spus că nodurile de vibrație a unei membrane sau folii pot fi vizualizate stropind sub fața vibrantă cu pulbere subțire de licopod, făină sau insipul. Praful, într-adevăr, se mișcă drept efect al vibrației și se acumulează progresiv în punctele suprafaței în care vibrația este nulă. Doctorul Chan Kansen a bombardat semințe de castravete cu câmpuri bioelectromagnetice de pepene, creând drept urmare castraveți cu gust de pepene. Asta e foarte important, o să înțelegeți mai departe, când vorbim de copii omografice, care noi le putem realiza cu tehnologia care avem, și atunci o să realizeze, într-adevăr, că copia omografică va fi un mare viitor pentru oricine care vrea să aibă o terapie non-invazivă și constructivă regeneratoare. Viziunea maia și energie radiantă ca fiind conducătoare de informație stare să modifice sau să vizeze ateneor a fost confirmată recent mai multe decât un singur cetor științific, Dr. Chan Kansen, creatorul fundației științifice Chang al Institutului Chang. Este autorul descoperirii bio-micro-undelor pentru care obține brevete în 74. Ipoteza asta este recunoscută abia în 89. Munca sa se bază pe comunicarea informațiilor genetice prin bio-micro-unde. Experimentele au fost desfășurate fie în domeniul agriculturii, fie cel al imunologiei și amândouă furnizare toate clare. Spre exemplu, semințe de castravete bombardați de câmpul bioelectromagnetic al pepenelor au avut rezultat castraveți cu gust de pepene. Treaba mai complicată și mai surprinzătoare este că ouăle de găină supuse la câmpul bioenergetic a rațelor au dat viață la pui, următoarele caracteristici, dezvoltarea unei membrane interdigitale la lave, cap plat, gât lung. În amândouă cazuri, mutații au fost transmise generații următoare. În imunoterapie, radiația bioelectromagnetică creează condițiile pentru protecția și reconstruirea sistemului imunitar. La baza medicinei frecvențiale stă principiul rezonanței. Rezonanța este procesul prin care are loc un transfer de energie între două sisteme, sistemul sursă și sistemul rezonant, care oscilează la aceeași frecvență. Acest transfer are drept consecință o creștere amplare vibrației sistemului rezonant până la o valoare maximă caracteristică. Un exemplu de rezonanță e dată vocea unei soprane care cântă și care cu sunete sale ascuțite reușește să spargă un pahar. Un alt exemplu, aici vedeți legea de apartonului, un alt exemplu, soldații care mășesc în cadență pe pot și care îl rup. Spectrul biofrecvenței este definiția frecvenței sau spectrul de informații frecvențe fizice emanate în mod natural de un organism viu. Este diferit de conceptul cel mai comun de frecvență și de spectru de lungime de undă. Informațiile fizice emise de corpul uman și respectivele variații se corelează cu statutul funcțional al organismului. De fapt, corpul uman emite și absorbe energie, biofrecvențe, diferite dacă este sănătos sau bolnav. Principiul vibrațional este de mare importanță, mai ales din punct de vedere terapeutic și diagnostic. Boala nu ar fi nimic altceva decât un dezechilibru vibrațional care ar putea fi cauzat, spre exemplu, de un microorganism care, din cauza frecvenței sale de vibrație, interferează cu frecvența oscilatoră obișnuită a organismului uman. Cum se exprime George Lakowski, orice microb acționează în mod egal prin mediul vibrațiilor sale și posedează o lungime a undei proprii care caracterizează specia. Cum celulele sunt mici, rezonatori vii, astfel și microbii au o acțiune oscilatoră și între acestea și celulele sănătoase apare un război de radiații. Aici vedeți efectul citopatic cu Albert Fritz Popp, un mare geniu, au fost la seminarele lui, dar restul. Merita și primul nume, nu știm de ce merita. I-au dat primul Röntgen, că în Germania e cel mai mare premiu pentru fizicieni. Deci, practic, asta are foarte important și șocant și o să vă dea pe gândit în viitor. El ce a făcut? El a demonstrat asta în Germania, dar cine a pornit toată această ceară a fost academicianul Kaznacev.
Rușii au făcut pe 5.000 de cazuri. El nu a confirmat în Germania, fiind omul care a descoperit că ADN-ul uman emite biofotoni și a creat aparatele fotoamplificatorii care văd că în întuneric, la microscop, că ADN-ul uman emite lumină. Deci, practic, ce înseamnă aceasta? Dacă, de exemplu, sunt, zicem, două soluții, că nu se văd aici, în care sunt niște celule, deci soluțiile sunt separate printr-un divizor, iar aici divizorul este, să zicem, că e de sticlă. Mă înțelegeți? Și celulele, unele sunt bolnave și altele sunt sănătoase. Din momentul în care se vrea ca să se vadă ce se întâmplă de cele două, nu se întâmplă nimic, nu există niciun transfer. În momentul în care avem sticlă, nu, deci celulele bolnave continuă să se multiplice, celulele sănătoase rămân sănătoase. În momentul în care divizorul, deci aici trebuie să fiți foarte atenți, că e foarte interesant, divizorul este din cuarț, care este tridimensional, geamul care îl avem noi aici este de sticlă. Deci ultravioletul de afară de la soare nu intră acum să ne binecuvânteze. Înțelegi? Deci de-aia trebuie să ieșim în aer liber, să fim binecuvântați de lumina toată care vine de la soare, ca să avem toate spectrele, și infraroșu, și ultraviolet, și așa mai departe. În momentul în care se pune de cuarț divizorul, cum informația se transmit prin ultraviolet și în corpul uman și în aur avem ultraviolet și între celule, e frecvența de 380 de nanometri, 380 de frecvența carrier wave-ul, unda transportatoare a informațiilor dintre celule. Deci toate celulele comunică în orograme, în ultraviolet, de aia nu le vedem, o urmă să vadă în infraroșu și ultraviolet. Și în momentul în care este de cristal de cuarț, informațiile celulei canceroase trec, vă dați seama, ADN-ul transportă informația, trec prin divizorul de cuarț și îmbolnăvesc celulele sănătoase. Ăsta este efectul citopatic, nimeni nu mai poate să facă nimic, este real, nu e nicio fantezie, a fost super demonstrat. Un sistem complex poate origina turbulențe și curență. Un fractal este un sistem de neschimbare a amplorii suspendat între haos și ordine. Teoria haosului aplicată în medicină a recunoscut că viața se află între ordine rigide și haos total. Ordine rigide, epilepsie, e moartă și nu poate răspunde niciun semnal. Sistemul haotic reacționează în schimb la semnale într-un mod non-linear. Între aceste două extreme se adresează un câmp subtil, pragul laser sau haosul determinist, care se distinge în organism în măsura în care semnalele într-un câmp subtil de frecvență, în jurul unei valori medii, pragul laser, care în interiorul corpului se cheamă fereastra biologică a lui Ross Abbey, care a fost mare om de știință la NASA și om la mare nivel de descoperiri științifice. În momentul în care fereastra luată, ca să înțelegem, pentru că asta este zilnică și trebuie să o înțelegem, asta explică la fel, ca în exemplu, vă uitați total la regulii Am-Schulze din farmacologia oficială. Stimuli slabi îmbunătățesc forța vitală, opatia cu dinamizare înaltă. Cei cu dinamizare medie o consolidează, opatia cu dinamizare joasă. Cei puternici o inhibă, alopatia. Și cei și mai puternici o distrug, chemoterapie și iradiațiile. Din medicina cuantică, lui Bodo Keller, care mi-a fost maestru meu 10 ani de zile, din 90 până în 2000. Introducerea în medicină frecvențială. La baza medicinei frecvențiale stă principiul rezonanței. Rezonanța este procesul prin care are loc un transfer de energie între două sisteme. Sistemul sursă, sistemul rezonant. Care oscilează la această frecvență, acestea nu are drept consecințe și mai departe. Acum, Naval Hospital Camp Pendleton. Acum începe o poveste șoc. Sunt oameni care nu le plac ce le spun. Nu e bine să aibă prejudecăți. Nu există viitor, o să vedeți mai târziu. Fără acest ce vedeți acum, este un lucru tăinuit și România se cunoaște la nivele spirituale înalte. În toate țările și toate serviciile secrete și toți și militarii folosesc sisteme de teledetecție sau radiodetecție. Deci în momentul în care la Naval Hospital Camp Pendleton niște soldați americani fac exerciții de dowsing cu antenele respective sub formă de L, da? Și spune așa,
Nu numai nemții foloseau tăice de la anestezia război, chiar și americanii în timpul conflictului cu armata nord-vietnameză au folosit rabdomanți, având în vedere că nord-vietnamezii se luptau de asemenea ascundându-se în tuneluri subterane, bine camuflate de tufișii că foloseau același tehnic de excavare a subsolului pentru a construi capcane antiumane ucigașe. Luis Matacea a fost învățat să instruiască un grup de marinți pentru a le permite descoperirea acestei rute subterane. A fost un succes uriaș, deoarece marinți, cu ajutorul benzilor de la anestezie, au putut să găsească cu precizie nu numai tuneluri și caverne, dar chiar și obiecte îngropate, mine, rezerve de mâncare și muniții și chiar mesaje secrete îngropate în țevi din bambus de la inamic. La conveniul științific, bine, asta o să mai reluăm pe parcurs, că după aceea le întregim pe toate. La conveniul științific despre șungite, care e materialul de bază în tehnologia noastră și eu cred și nu greșesc că suntem unici în lume care folosim electrozi de șungite. Și o să înțelegeți ce înseamnă șungite astăzi la nivel. Maxima cunoaștere este să știi structura și o să aflați acum ce înseamnă. Deci, la prima întâlnire la Petrosavovsk în Carelia, care era un ex stat sovietic cu frontiera cu Finlandia, unde sunt munții ăștia, unii zic că sunt niște meteoriți enorm, nu știe nimeni de unde au apărut acest material, care Petru cel Mare a descoperit prin consilierii lui, că face minuni pentru că acolo sunt și ape termale și cine făceau baie, oameni care au suferințe foarte mari, în apa termală, din bazinele, se bate în șungite. Deci șungitele emite o frecvență divină, binefăcătoare, mai ales prin apa termală care urmează prin infraroșu, bineînțeles că terapiile erau foarte puternice, în sens pozitiv. Deci antibacterii, antiviral, imunostimulant, anticanceros, antiinflamator, antioxidant și mai departe, antihistaminic, protectiv negotic de acțiunea razelor ionizante. Așa. Aici veți fi atenți pentru că e foarte important, pentru că asta se întâmplă în tehnologia noastră. E foarte important să înțelegeți mecanismul, de ce folosim șungite. Deci este vorba de un icosaedru troncat, construit cu 20 de hexagoane și 12 pentagoane, cu un atom de carbon în partea de sus a fiecărui poligon și o legătură de-a lungul fiecărei latura poligonului. Ce înseamnă? Că la nivel cristalografic, Harold Crotter a luat primul Nobel pentru treaba asta în 1987, vă dați seama cât, în Statele Unite. Carbon 60, deci carbon 60, are structura asta de icosaedru troncat, este forma de structură a acestui material. Cine nu știe, în fine, să scot aici, vedeți așa arată, vedeți așa, asta e o placă de șungită. Deci asta este carbon natural, nu este sintetic, vine din mama natură, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, și înăuntru structura cristalografică e făcut din aceste modele de geometrie sacră. E foarte important să înțelegeți după aia de ce trebuie să aibă aceste forme, pentru că și mama natură găsim aceleași forme. Atunci suntem în rezonanță specifică pură când facem terapia pe pacient. Deci în momentul în care o minge de fotbal, toți fotbaliștii știu, nu, că sunt hexagoane și pentagoane, este o similitudine între structura fundamentală a fulerenilor, se cheamă fulereni, pentru că vreți să scrie aici fulereni, șai, carbon 60. Bartlin Stafar a fost un mare arhitect care a descoperit cupola geodezică, era profesor la Chicago și în cinstea lui și faptul că a intrat de la geometrie sacră, la arhitectură sacră, că și aia este o altă știință, i-au zis că se cheamă fulereni aceste structuri icosaedrică și așa mai departe. Acum, aici vedeți mingea, în fine, care sunt cu pentone, extone și ce. Și acum vine treaba trecut de la materialul care a făcut, trecem în biologie, la virusologie, la energie genetică. Deci, ăsta este virusul care rasă mă moare pe mine, eu l-am avut de două ori. Cine e în sală și lucrează știe ce-i. O să aflați și voi astăzi cine e ăsta. SV40. Simian virus. E un virus de la mai mulți, că prima dată când am făcut vaccinul antipolio, bine, sunt că trebuie să citiți asta, nu am scos-o de seama că am visat rău azi noapte. Deci, practic, când au făcut primele vaccine antipolio, au făcut transportul prin linii de maimuță, Macacus rhesus. Și au trecut, nu știau atunci, nu cred că au făcut intenționat, deci nu sub nicio formă nu cred asta. Că unii zic conspirație, au făcut intenționat. Nu cred, nu știau.
Și a trecut în vaccin și după aia s-a diseminat. Făcând mai mult animale treaba asta, normal că te mănânci o